Mulțumesc domnului ministru pentru timpul acordat și disponibilitatea de a rezolva problemele discutate, a scris primarul Sucevei Ion Lungu pe pagina sa de socializare după ce s-a întâlnit cu Valentin Popa la Ministerul Educației. Primarul i-a cerut ministrului să sprijine 4 proiecte. Este vorba despre construirea a 2 grădinițe, una în cartierul Burdujeni și cealaltă în cartierul Iscani, finalizarea grădiniței de la Colegiul Național Mihai Eminescu și avizarea transferului căminului de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară la Universitatea Ștefan cel Mare.